Au trecut câteva luni de când am anunțat poliția și opinia publică despre semne ilegale desenate aici pe garduri în parc. Să vedem dacă au fost șterse, astupate, sau primăria continuă ilegalitatea. No. Svastica a rămas pe gard, au apărut grafite noi, se pare. Dar svastica n-a dispărut. Bună ziua! Svastica asta, nu a anunțat la primărie să vină să o șteargă? Ce anume? Păi da, eu de când sunt aici, stați că vă sun primarie. Dar e simbol interzis, ilegal. Deci eu vă sun eu mai târziu. Eu de când sunt aici de jumătate de an, așa am găsit-o. Știu! Și eu am anunțat-o de jumătate de an la primărie și nu intervine. Anunțat și dumneavoastră? Păi eu o să-i spun șeful de tură. Eu le-am spus și la polițiști de... De ăștia locali care au trecut pe aici și le-am arătat-o și au zis bine, o să transmitem. Ori n-au transmis, ori n-au aici înțeles. Aici locuiți dumneavoastră? Nu contează, trec pe aici des și văd simboluri ilegale. Dar nu e frumos, eu n-am spus că nu, dar dacă era... Nu că nu-i frumos, e chiar ilegal. Știu. Dar sunteți angajați la primărie sau e vreo firmă privată? Nu, e firmă, da. E... Dar e angajată contact, de primărie? Contact, da, de primărie. Păziți parte. Deci eu când am venit aici... Știu, e de mult, nu știu când s-a întâmplat asta, dar a apărut și trebuie intervenit. Mulțumesc, o zi bună! Primărie, sector 5, București. Și aici e stație de transport public, aici vin o grămadă de oameni. Frecventează locul. Și văd simbolul. Unii poate chiar au avut de suferit în urma regimului nazist, fascist, legionar. Și chiar dacă nu, n-am vrea să se repete. Svastica e interzisă și pe bună dreptate, simbolul trebuie șters. În drum spre primărie am găsit un punct de informare și documentare pentru relații cu cetățenii. Calea perentare lângă poliția locală. Panoul arată într-un hal fără de hal. Și biroul arată exact la fel. Probabil cineva ia salariu, să zic, că lucrează aici în relație cu publicul. Da, de fapt, n-a intrat nimeni aici de, din mandatul lui Florea, cred. Facem o ceremonie și vedem cine.
Dar nu pot să vorbesc cu cineva ca să se sesizeze problema. Cum a repetat? Am transmis și unor polițiști locali și n-au ajuns, sau nu s-a rezolvat problema, că n-au trece. Da. Brega. Brega. Da. Iată, pe 21 martie, către primărie. Primărie, Aron, sector 5.ro. 31 martie, anul ăsta. Simboluri naziste în rapă. Doamne, da, da, să vedem, da. Și pe Cineaga, și am mai găsit că acum este un spoar acolo pe antiaeriană sau cumva, la intersecția străzii 13 septembrie cu... Așa, e un spoar și acolo e un simbol nazist de jumătate de an, chiar dacă aveți paznici în parcul acela. Și le-am sesizat și lor, și polițiștilor locali, cazul acela. Și nu mi-a transmis nimeni, sau dacă a transmis, nu s-a intervenit. Păi... Așa de mare sunt. Sper. Mulțumesc. O zi bună. Mâna analizele, nu știu ce unde e mașina cu analize cum e. Mașina cu analize cu doctor. Nu știu unde. Ce profesor lasă un sfert de oră aici? Polițista. Polițista mută banda. Da. Știți cumva ce ne plătește ziarele astea? Că văd că au preț, dar le putem lua gratis. Le puteți lua gratis. Cum se explică că ele-s de azi, nu-s vechi? Da, pe fiecare zi vin ziarele, să știți. Jurnalul național. Înțeleg, dar nu știți cine le plătește. Nu. Am înțeles. Opa! Aveți grijă, sper că sunteți vaccinată. Testată și că n-aveți temperatură. Da, păi dacă aveam temperatură, nu mai... Ar fi țipat ăsta. Bine. Sănătate, zi bună.